Bună ziua, stimați telespectatori, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Săptămâna Altfel aici la Știi TV. Vorbim astăzi despre implicarea Muzeului Județean Mureș în viața cotidiană, în viața comunității. Vă spuneam acum vreo două luni, dacă nu greșesc, că muzeul de la noi, muzeul din Mureș, este tot mai activ și tot mai prezent în viața noastră, nu doar prin expozițiile și sălile expoziționale care ne așteaptă, ci mai ales prin zona aceasta educativă, prin care încearcă să deschidă ochii atât adulților cât și celor mici, că mergând la muzeu poți să afli, să găsești, să descoperi multe. Ei, este și în această vară un proiect în derulare, suntem deja la o lună de la începutul vacanței de vară și de două săptămâni a început vacanța la muzeu. Vorbim despre acest subiect cu doamna Angela Săplăcan, muzeograf. Sărăuna, bine ați venit! Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație! Doamna Săplăcan, de unde e ideea aceasta cu vacanța la muzeu? Alții nu știu pe perioada verii cum să fugă. Alții, și mă refer când spun alții, cei din sistemul bugetar. Cum să fugă, cum să aibă mai puține ore de muncă? Ei, Muzeul Județean Mureș își caută timpul necesar pentru a atrage oamenii acolo și vara. Ideea nu este actuală, ideea este veche. La muzeu de ani de zile se derulează asemenea programe de educație muzeală și vara. Fiecare secție a Muzeului Județean, de fapt trei dintre secțiile Muzeului Județean în acest an, desfășoară activități de educație muzeală la sediile lor. Am încercat ca măcar o lună din vacanța copiilor să fie ocupată cu programe de educație muzeală. Astfel, în luna iulie, marți și miercuri se desfășoară activitate de educație muzeală în cetate, joia la Muzeul de Etnografie și Artă Populară, iar vinerea la Muzeul de Științele Naturii. În cetate însă, și anul trecut și în acest an, vom desfășura activități și pe parcursul lunii august. Deja e o obișnuință, nici nu am făcut foarte mare reclamă, după cum ați observat, doar în preziua primelor activități am postat pe pagina web a muzeului, pe pagina de Facebook a muzeului și am trimis informațiile către media. Pentru că în fiecare an am avut suficienți doritori care să participe. Ce înseamnă suficienți doritori? Pentru că asta vroiam să vă întreb. Anul acesta, câți copii sunt înscriși? Anul acesta, câți ne-au copleșit. Eu desfășor activitățile în cetate. Și le desfășor în fiecare marți, în fiecare miercuri, de la orele 10, între orele 10 și 12, pe parcursul lunilor iulie și august și ne-am pregătit pentru o medie de 20-25 de copii. Ne-am pregătit în sensul de am pus atâtea mese, atâtea scaune și în prima zi am fost copleșiți, am avut 50 de copii. Nu e mare problema pentru că noi avem suficiente mese, suficiente scaune și atunci cu părinții, cu bunicii am mai adus câteva mese, am mai pus câteva scaune pentru că materialele pregătite pentru munca copiilor erau din belșug. Și pentru că în anii precedenți m-am obișnuit că există câțiva copii care vin de fiecare dată. Și în două luni se adună, în acest an, în două luni, se adună 17 zile. Am pregătit 17 activități diferite pentru acești copii. Le-am grupat O să vreau să le dezvoltăm pe fiecare, pentru că timpul ne va permite. Înainte vreau să rămân tot la zona aceasta de copii și de prezență. 50 în prima zi, spuneți, dublu față de cât v-ați pregătit, dar procedura de înscriere. N-am aplicat nicio procedură. Pot să vină pur și simplu marți, miercuri. Așa am și publicat pe site și pe pagina noastră de Facebook că nu este necesară înscrierea. Eu îi primesc. Condiții indiferent, sunt de vârstă? Sunt condiții. Deci copiii care stau singuri pot să vină. Îi primesc și pe cei mai mici dacă rămâne un însoțitor cu ei. Dar anul acesta am vreo trei copilași de 3 ani, care doi dintre ei stau singuri, unii stau cu un tătic foarte
îndemânatic și muncitor. Și reușiți să-i capacitați să le obțineți atenția tuturor, inclusiv celor mici de 3-4 anișori? Da, am 17 teme diferite, dar fiecare temă în parte are activități care se adresează și celor de clasa 7-a, dar și celor de 3 ani. Deci am încercat ca aceeași activitate să o împart pe mai multe grupe de vârstă, pentru că nu toți copiii știu să utilizeze, au destulă îndemânare pentru a utiliza toate tipurile de materiale. Și celor mici le dăm materialele celor mai mari, dar mai avem o variantă în care, în loc să decupeze și să coleze, pot să și coloreze. Bun, aceeași haideți să le luăm pe rând. 17 activități. 17 activități grupate în 5 teme. Am 5 teme pentru că activitățile acestea, într-adevăr, sunt de explorare, de distracție, de încercăm să le dezvoltăm creativitatea, îndemânarea, încrederea în ei, să lucreze în colaborare, avem activități de grup, să știe să bilingve, avem copii români, copii maghiari, vorbim ambele limbi, încercăm să-i învățăm să conviețuiască împreună, dar toate aceste activități sunt legate de activitatea Muzeului Județean. Încerc să leg temele de activitatea de cercetare a Muzeului Județean, de activitatea expozițională, de îi învățăm să cunoască muzeul așa cum este el. Am avut până acum 3 activități. Fiecare activitate a început cu o mică poveste despre cum ne comportăm în muzeu, ce putem să facem în muzeu și de ce. De ce sunt aceste reguli. Am început cu spațiul nostru, un spațiu de educație muzeală, unde este decorat pentru activități de vară, are planșe cu realizări ale copiilor din anii precedenți sau cu ceea ce vrem să facem în acest an și cu o mulțime de materiale, mai mult sau mai puțin convenționale. Asta este spațiul unde se poate pune mâna. Și dacă se poate pune mâna, copiii au voie să sape în toate cutiile cu instrumente, cu materiale, cu avem multe cărți, pot să răsfoiască cărți din biblioteca muzeului sau ale mele personale. Și încercăm să-i atragem și după acest spațiu unde putem să punem mâna pe orice, urmează expoziția, unde cel mai adesea nu putem pune mâna. Nu pentru că am fi noi răi la suflet sau neînțelegători, ci pentru că piesele expuse într-un muzeu cel mai adesea sunt valoroase, sunt piese de patrimoniu, piese sensibile, restaurate cu greu, unele dintre ele sau cele mai multe foarte rare, cărora trebuie să le acordăm respectul cuvenit. Bineînțeles că există și în expoziții locuri în care putem pune mâna, dar acolo avem afișaje. Aici punem mâna. Și dacă repetăm lucrul ăsta de fiecare dată, copiii vor învăța. E foarte neplăcut să mergi într-o expoziție care are mai multe săli, mai multe spații în care sunt expuse piesele muzeale și să tot faci observație copiilor. Nu pune mâna, nu pune mâna. Vrem să-l facem un loc plăcut, un loc atractiv, unde să se bucure și unde ei să știe. Pentru că dacă îi educăm, ei vor ști că pe aceste lucruri nu punem mâna, dar uite aici punem mâna, pipăim, mirosim, experimentăm. Cum se desfășoară activitățile programate în fiecare etapă, în fiecare zi? Copiii au acces și la expoziții sau îi condiționați de revenirea la atelier pentru a putea urmări expozițiile? Încerc să fie, să-i aibă cât mai puține restricții și condiționări, să fie vacanță, să se bucure, să se simtă bine. Și explicându-le regulile astea la modul frumos, distractiv, pe înțelesul lor. Fiecare zi se desfășoară altfel, nu există un tipic. Am avut zile în care am avut 3 activități, una legată de expoziția de farmacie, prima temă, leacuri tămăduitoare, pilule vindecătoare, și am vizitat această expoziție cu copiii. De fiecare dată într-o expoziție, pentru că fiecare temă are mai multe activități,
în expoziție punem accentul pe o anumită încăpere sau pe un anumit spațiu dintr-o expoziție. La Leacuri tămăduitoare, pilule vindecătoare, prima dată am pus accent pe medicina populară, pe partea legată de plantele de leac, de medicina tradițională, de o curte, de o sătească cu costume, cu mobilier, cu unelte din perioada respectivă. Am familiarizat cu ele, după aceea am trecut în atelier. Am vizitat toată expoziția, dar aici am pus accent pe această parte. O altă temă este tema trăind cu avarii, pentru că de curând s-a vernisat în cetate o expoziție despre războinicii avari din Transilvania. O temă puțin prinsă în cărțile de istorie. Aproape niciun copil nu știe cine sunt acei avari, lămurim că nu este vorba despre niște zgârciți și este o expoziție mică, dar foarte densă, foarte interesantă, foarte bine ilustrată, care le-a plăcut teribil copiilor și pe tema avarilor, în prima zi am cunoscut. Am învățat de unde vin, cu ce se ocupau, cum se îmbrăcau, la ce se pricepeau ei cel mai bine, cum arătau, lucruri foarte bine ilustrate în expoziție, după care ne-am întors în atelierele noastre să îi îmbrăcăm. Am avut planșe printate cu războinici, cu femei avare, la alegere fiecare putea să facă una, mai multe planșe, să-și mai ia și acasă să lucreze și am pictat cu cârpe, cu resturi de textile, de diferite culori, de diferite texturi, pe care le-au decupat și fiecare, după imaginația lui, a reconstituit ținuta unui războinic. Ei, bineînțeles că pentru războinici mai aveam resturi de staniol pentru arme, bețe de frigărui pentru sulițe și tot felul de materiale neconvenționale pe care să le folosească după imaginația lor, bucățele de blană, pentru că avarii foloseau mult pielea de și blana animalelor. Și a ieșit un atelier foarte interesant unde ne-am chiar mirat cu cât entuziasm au îmbrăcat avari copii de clasa 7-a, băieței care te aștept să în clasa 7-a să aibă deja aere de adolescenți, dar s-au distrat foarte bine și încercăm să-i facem pe cei mari, să-i ajute pe cei mici, pentru că avem copii de clasa 7-a sau copilaj de 3 ani care nu prea știu folosi foarfeca și cer ajutorul. Dar a ieșit un lucru foarte bun. Dovada este că au venit și a doua zi și a treia zi în număr din ce în ce mai mare. Aici vreau să vă întreb, vin aceiași copii? Ați răspuns în parte că număr din ce în ce mai mare. Cum ajunge informația la ei ca să pe vină? Pe internet, pe Facebook, până la urmă e cea mai bună diseminare a informației, se împrăștie cel mai bine. Le-am dat copiilor programe printate și afișe în format A4, pentru că au fost foarte încântați fiecare să-l ducă, că și la noi la bloc sunt atâția copii și îl pun pe ușa blocului. Și școlile au intrat în vacanță, absolut. Da, din perspectiva am prezentat aceasta. Programul deja era pregătit din timpul școlii și l-am prezentat școlilor încă din timpul școlii. Înainte de a lua copiii vacanța, am dus programe, am dus afișe la școli, deci le-a fost popularizată și în această modalitate, dar pe Facebook, pe pagina web a muzeului, trăim într-o eră informatizată și toată lumea își caută informațiile așa. Părinții au fost surprinși și încântați că le-au găsit. Îmi spuneați înainte de a începe emisiunea noastră că ați primit o donație importantă din partea școlilor și nu pot să nu o leg de această activitate pe care o desfășurați în vara lui 2015, pentru că ați pomenit de expoziția Farmacie și Medicină. Da, Farmacia Leacuri tămăduitoare, pilule vindecătoare. Această expoziție împlinește deja un an de când este expusă și a avut un real succes. Eu spun că are și motive să aibă succes, că e o expoziție foarte interesantă și foarte modernă. Are zone interactive care
deși te-ai gândi că nu vor fi înțelese de către copiii care fac chimie, de exemplu, destul de târziu la școală, e fascinant să vadă zonele cu aparatură, mă rog, nu de ultima generație, dar aparatură funcțională, unde se agitatoare, magnetice. E fascinant și interesant și copiii se uită cu mare plăcere la aceste zone interactive, zona în care ne luăm echipamentele de protecție pentru a pătrunde într-o fabrică de medicamente. E foarte interesantă, unde ai planșe cu modul în care te speli pe mâini foarte temeinic, ca pentru o operație sau ca pentru a intra într-o fabrică de medicamente. Pe asta o înțeleg copiii foarte bine și unde îți pui papuceii de cauciuc și mănușile de protecție și masca și casca protectoare pentru păr, le place foarte mult să pună mâna și să-și tragă pe ei tot echipamentul acesta, să arate multe ca niște... Multe lucruri care ar trebui învățate în timpul orelor de chimie sau fizică și iată că ajung la muzeu. O să defină piese de muzeu și acest gen de materiale și activități? Tocmai legat de această expoziție, în săptămâna altfel, am avut o activitate legată de această expoziție la care au colaborat profesori de chimie de la școlile din oraș. Și în afară de activitatea muzeului de educație muzeală, copiii au participat la o zonă de experimente chimice. Mai ales cei mici sunt fascinați să vadă cum combinăm două substanțe incolore și o să iasă ceva purpuriu, roșu. Stăteau în scaune și profesoarele de chimie întrebau: acum ce culoare vreți să obținem? Și mov, roșu, roz, verde, și se amestecau niște substanțe și se obțineau în eprubete și toți puneau mâna și agitau eprubetele și era fascinant. Ei, pentru că doamnele au văzut ce activități, doamnele profesoare au văzut ce activități avem la muzeu și faptul că școlile din oraș aproape că nu mai au laboratoare, și s-au trezit cu foarte multe obiecte de vase, de laborator, pe care nu le mai pot folosi. M-au întrebat dacă nu vreau să nu acceptă oare muzeul să le primească ca donație și eu am acceptat cu mare plăcere, pentru că de multe ori când aleg o temă mai tehnică, de fizică, de chimie, mă trezesc în situația de a improviza diverse aparaturi, diverse recipienți pentru a desfășura activitatea respectivă. Doamna Săplă, când v-ați ales o sarcină, muzeografii din Mureș, cei implicați în acest gen de programe, destul de riscantă. Pentru că, pe de o parte, trebuie vă asumați riscul de a-i supraveghea pe acești copii în cele două ore, de la 3 ani la 14-15 ani câți or fi având ei. Pe lângă aceasta, vă asumați și riscul de a lucra și a implica în activități care pot să aibă și finalități în funcție de atenția lor. Și un risc de care vă puteați lipsi. Asta este ideea. Clar că vă luați toate măsurile de siguranță, nu mă gândeam că nu le-ați lua, ci că vă asumați acest risc. Și vreau să-mi spuneți exact ceea ce întrebam la început. De ce puteați să mergeți în vacanță? Toți muzeografii, să închideți lunea pentru că e zi liberă și în rest să așteptați să treacă cele 8 ore, cum se întâmplă în unele instituții la stat, că tot lucrăm la stat, se stă și la 15:30 să plecați acasă. Da, știu că că bugetarii suntem percepuți așa ca un soi de puturoși care așteptăm cu ochii pe ceas să treacă cele 8 ore. Iată că nu toți sunt așa. Tocmai asta vreau să subliniez, că nu toți bugetarii sunt în situația aceasta. Pot să vorbesc despre cazul meu, dar pot să și generalizez puțin. Ca să rămâi la muzeu, cei mai mulți dintre noi hipercalificați, deci un mare număr de masteranți, de doctoranți, de doctori angajați la muzeu, specialiști care participă la congrese, conferințe internaționale, care au lucrări publicate local sau internațional, care fac cercetare, care au lucrat pe proiecte finanțate
Cei care au participat în munca într-un proiect pe finanțări, ce știu, AFCN, culturale naționale sau pe POSDRU sau pe proiectele, pe granturi, știu ce înseamnă această muncă și rămân la muzeu pentru salariile binecunoscute, înseamnă că aici trebuie să fie pasiune. Nu se poate altfel și acest gen de muncă nu-l poți desfășura în alt loc decât aici. Acest gen de cercetare, acest gen de muncă, de educație muzeală, o educație culturală complexă, pentru asta trebuie pasiune, trebuie să-ți placă. Și până la urmă, asta este cel mai important. Mie mi se pare minunat faptul că îmi petrec cea mai mare parte a vieții, până la urmă stai într-un loc de muncă, cea mai mare parte a vieții, nu? 8 ore și mai mult pe zi. Mie mi se pare nemaipomenit că pot să fac ceea ce îmi place, fără nicio restricție. Doamna Saculocan, care sunt costurile unui acest gen de proiect desfășurat vara sau în tot timpul anului, pentru că aveți și alte activități educative la muzeu și în cursul anului școlar, atunci când vin A, școlile la da. dumneavoastră, care sunt costurile, cine le suportă și insist pe întrebarea de dinainte, ce aveți dumneavoastră de câștigat muzeografii în afara plăcerii de a fi la muzeu în cadrul acestor activități? Păi, faptul că publicul încep cu ultima întrebare, faptul Da. că publicul ne apreciază, faptul că pot să străbat orașul pe jos și să mă salute toți copiii pe care nu mai aduc aminte de unde știu și toți adolescenții, pentru că deja au trecut atât de mulți ani de când desfășor activități de educație muzeală, încât primele serii de copii sunt la facultate. Pentru mine asta e o mare satisfacție. Pentru mine asta este o motivație. Faptul că sunt în oraș foarte multe cadre didactice, eu lucrez mai ales cu copii mici, cu cei din grădinițe și clasele 1-4 și cu clasele 5-8, dacă sunt solicitări. În clasele 5-8 solicitările încep să scadă din partea cadrelor didactice și nu pentru că ar fi mai puțin interesate cadrele didactice, ci pentru că se știe cât e de încărcată programa și nu își pot rupe Și din probabil timp până în clasa a de cincea program. deja au trecut prin programele educative de la muzeu copiii și știu despre ce e vorba. Da, și vin. Deci sunt peste vară, cei care vin sunt neorganizați. Deci vin ei Costurile? singuri. Cine suportă costurile activităților Toate activitățile extra? acestea de vară sunt prevăzute la fiecare sfârșit de an. Noi prevedem cheltuielile care vor trebui aprobate în următorul an financiar și se depun la Consiliul Județean în cazul muzeului, pentru că suntem o instituție subordonată Consiliului Județean. Și în funcție de cât anume din cheltuielile pe care le-am estimat noi se aprobă, noi avem la dispoziție anumite sume pentru achiziționarea de materiale necesare desfășurării activităților. Însă dacă parcurgeți puțin programul meu, într-adevăr am făcut achiziții. Deci nu avem de unde să facem rost de pensule, foarfeci și instrumente din acestea precise. Dar folosim foarte multe materiale reciclate. Eu cel puțin sunt fan al materialelor reciclate, deci reciclăm cârpe, reciclăm hârtii, cartoane, tuburi de la hârtia igienică, toată familia, toți cunoscuții, toți prietenii adună de ani de zile toate tuburile acelea de carton de la hârtiile igienice cu care facem lucruri Și minunate cu poate o întrebare copiii. care ar fi trebuit să vină în primul set de întrebări, e legată de ceea ce trebuie să facă participantul dacă trebuie să plătească. Părinții, familia, copilul când vine trebuie să plătească o Da, taxă. la fiecare dintre cele 3 secții pe care le-am menționat anterior, se plătește o taxă de participare de 5 lei,
însă copiii se duc acasă cu tot ceea ce au E 5 lucrat. lei pe activitate. Da, 5 lei pe activitate și copiii duc acasă tot ceea ce au confecționat la activitatea respectivă. Mai avem puțin timp din această emisiune și vreau să-mi spuneți până acum, din experiența anilor trecuți și din ceea ce va fi în acest an, care credeți și care ar trebui să fie finalitatea unui asemenea demers în care muzeul nu se substituie școlii, dar vine să completeze în mare parte, mai ales pe perioada aceasta a vacanțelor, dar și în timpul anului școlar, să completeze informațiile și educația primită de cei mici în timpul școlii. Ce încerc eu să fac la aceste activități de educație muzeală? Încerc să le trezesc interesul, să le dezvolt instinctul acesta de explorator, să-i învăț să colaboreze, să-i învăț să aibă încredere în ei, să fie creativi, să aibă cele mai nebunești idei în realizarea temei pe care o avem de realizat, să respecte valorile muzeului, să învețe ce anume înseamnă un muzeu, nu doar o expoziție, ci și o cercetare, cum ajung obiectele într-un muzeu. Anul acesta ne legăm foarte mult de săpături, pentru că mare parte din obiectele de patrimoniu din muzee ies la iveală din săpături, săpături arheologice, săpături paleontologice și profit de acest lucru pentru a avea activități interesante. Anul acesta avem la zona săpături activități cu dinozauri, asta e feblețea tuturor copiilor. Încerc să aduc în actualitate temele de pe ordinea de zi a țării, să spunem, tăierea pădurilor. Deci protecția mediului e o problemă veșnic dezbătută. Acum ne legăm de recenta problema tăierii pădurilor și căutăm în inventarul muzeelor obiecte din lemn, povestim despre ele, povestim despre restaurarea lemnului, despre valoarea acestora, despre cum se degradează, despre importanța pădurilor. Copiii învață lucrurile acestea la școli și fixăm aceste cunoștințe într-un alt mod, mai interdisciplinar. Mă acces foarte mult pe interdisciplinaritate. Vorbim despre tipuri de obiecte din muzeu. Obiectele din muzeu sunt atât de variate și muzeele au obiecte atât de variate din atât de multe domenii de activitate încât putem să aplicăm cunoștințe de fizică, cunoștințe de chimie, vorbind despre instrumente muzicale. Avem o activitate muzicală în care profităm de faptul că avem o filarmonică în Târgu Mureș și învățăm despre instrumentele care alcătuiesc o orchestră, instrumentele de suflat, instrumentele de percuție, instrumentele cu coarde, metalice, alămurile, cele de lemn și experimentăm producerea sunetului. Cum anume se produce sunetul, vibrația, o experimentăm. Dacă pun mâna pe un elastic întins pe o cutie reciclată de ciofia și vedem cum vibrează coarda respectivă, dacă vibrăm un instrument de unică folosință, un tacâm pe care îl punem la marginea mesei și îl facem să vibreze în diferite tonalități de sunet și cu diferite intensități, vor înțelege fenomenul, cum se manifestă. Și așa, în mod interesant, prin joacă, confecționându-le propriile instrumente muzicale, se vor apropia de toate zonele culturale. Mi se pare vital ca... Deci nici nu contează până la urmă efortul nostru și costurile materiale dacă o să avem generații mai cultivate, că ăsta e rostul a școlii, a unui muzeu, să crească nivelul intelectual și gustul pentru așa ceva. Cred că aceasta ar trebui să fie și concluzia emisiunii noastre de astăzi, la care aș adăuga faptul că cei care vă trec pragul, să spun așa, în această perioadă, după ceea ce ne-ați povestit acum, se vor convinge și s-au convins probabil mulți, se vor convinge cei care vor veni de azi încolo că nu se plictisesc,
nu o să aibă stresul calificativelor sau al notelor și probabil ar fi interesant de văzut în timp câți din ei vor căuta muzee în afara Mureșului pentru a le trece pragul și a se gândi că dumneavoastră i-ați învățat ce să vadă dincolo de simpla expoziție, dincolo de exponatul în sine. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența în platou, vă doresc succes și o vară cât mai interesantă și pentru dumneavoastră și pentru copii. Mulțumesc tare mult! Stimați telespectatori, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Ați auzit așadar puțin peste un euro pentru o zi în care copilul dumneavoastră și, de ce nu, chiar și dumneavoastră poate, veți înțelege ce este acela un muzeu, ce se ascunde în spatele exponatului și ce poți face sau cum îți poți face viața mai frumoasă devenind mai educat. Mulțumesc pentru atenție, ne revedem miercuri, numai bine!